vreau să vă arăt cum pregătim piureul din zmeură. Cu siguranță găsiți piure gata făcut în comerț. Puteți să-l folosiți ori, dacă nu, folosiți metoda care vă arăt eu acum. Aici avem zmeură congelată pe care o decongelăm, după care o să o procesăm cu blenderul și neapărat îi scoatem sâmburii. După ce s-a dezghețat zmeura, o procesăm cu blenderul. Am folosit o cantitate mai mare de fructe pentru că o să fie nevoie să scoatem semințele de la zmeură și atunci cantitatea obținută fără semințe va fi mult mai mică. După ce am procesat zmeura cu blenderul, o să fie nevoie să o dăm prin sită. Pentru a scoate semințele din zmeură puteți folosi un tel ori o spatulă. Cu telul procesul va dura mai puțin. După ce am trecut piureul de zmeură prin sită, am obținut astfel de consistență. Vedeți că este un piure foarte fin. Pentru gramajul care avem nevoie în tortul nostru, 150 de grame, am folosit 300 de grame de zmeură întreagă.